Foarte pe scurt, vă reamintim, este acea perioadă din an în care noi, femeile, începem să intrăm în panică, reducem zahărul, ne îndreptăm către fructe și legume, facem mai mult sport. Orice, ca să căpătăm sau să recăpătăm corpul perfect pentru plajă. Și pentru noi, bărbații, este la fel, să știi, nu? Vă spun, da, da, sportul, evident, e total, dar total greșit să facem asta doar în sezonul cald. Trebuie să faci asta pe tot timpul anului, dar zahăr n-aș putea fără zahăr. Carmen poate fără zahăr. Carmen, bine ai revenit! Bine ai venit! Mulțumesc de invitație! Sau mai mănânci zahăr din când în când? Da, mănânc zahăr din când în când și ți-am mai spus lucrul ăsta, dar nu în mod constant. Zahărul la mine e așa un soi de derapaj controlat. Mai ales dacă îți dorești să pregătești pentru vară o super siluetă, atunci e nevoie ca măcar o perioadă să-l scoți din alimentație, iar apoi să-l reintroduci, dar nu zilnic. Eu am un program pentru asta, se numește Super Silueta de Plajă by Carmen Brumă, care este disponibil online pe site-ul meu și care te ajută cu niște, să zicem, cu o schemă foarte eficientă. Adică primești un plan alimentar cu 3 mese pe zi, care conține alimente pe care tu să le găsești foarte ușor, alimente de sezon, deci alimente de preparat sau complicat de... Nici o rețetă nu durează mai mult de, nu știu, 20 de minute. La fel și antrenamentele. Pe lângă planul acesta alimentar primești și 5 antrenamente plus încălzire și stretching, pe care să le faci acasă, în confortul propriei case sau în parc sau pe stadion, unde îți convine ție. Iar aceste antrenamente au particularitatea că sunt foarte scurte, au o intensitate corect dozată, astfel încât să-ți activeze un pic metabolismul, să nu-ți fure energia, să nu fii sfârșit la sfârșitul zilei pentru că ai făcut prea multă mișcare sau prea intensă și practic este un mic ghid care te ajută să intri în formă maximă pentru perioada de vară. Sigur că e bine să fii în formă maximă tot timpul anului, dar realitatea e că noi toate, cred că pentru femei e și așa un soi de cochetărie feminină. Băi, dacă nu mă pregătesc eu special pentru vară... Cum rezistăm tuturor tentațiilor? Pentru că, da, teoria e simplă. Luni mănânci așa. Sunt persoane care nici nu pot respecta un program atât de strict. Ce fac astfel de persoane? Păi, așa cum îți spuneam, e important să-ți stabilești și să ai tu cu tine o discuție și să vezi ce-ți dorești cu adevărat. Din punctul meu de vedere, orice dietă din asta pe care o ții cu un anumit scop, trebuie ca pe lângă scopul ăla pe care tu ți-l dorești, pe lângă această facilitare a ajungerii la scopul respectiv, trebuie să te învețe pe tine niște reguli, o disciplină alimentară pe care tu să o aplici pe termen lung. Pentru că dieta, cura de slăbire nu poate fi un mod de viață. Ea este doar un intermediar între o situație, într-o perioadă, să zicem, mai nefastă a vieții tale și un stil de viață. Pentru că sunt foarte multe pe internet. Dieta este doar un cuvânt, e doar o perioadă de tranziție care te ajută pe tine să te disciplinezi și să ajungi la niște rutine alimentare corecte pe care să le ții toată viața. Cura de slăbire este primul pas din drumul ăla de 1000 de pași. Hai să fim pragmatici. Hai să fim pragmatici. Știi că îmi place să fiu pragmatic. Da, exact. Noi ne cunoaștem și de mult timp și nu ne mai permitem. Avem o doamnă sau o domnișoară care se uită acum la noi și să spunem că vrea să slăbească 2 kilograme, hai să o luăm așa, în următoarele câteva săptămâni. Da. Bănuiesc că nu ar trebui să fie ceva draconic, nu? Nu, să facă treptat. Nu. Programul meu are, pe lângă planul acesta alimentar concret, rețete, combinații, are și niște reguli care să te ajute să-ți personalizezi această dietă. Okay. Că dacă una e când ai de slăbit 10 kg, alta e dacă ai de slăbit doar 2 kg. E important, așa ca în mare, să ții cont că organismul nostru are nevoie să se alimenteze periodic. Avem 2 instrumente senzaționale care ne spun nouă cât trebuie să mâncăm și aceste 2 instrumente pe care ne le-a dat natura sunt senzația de foame și de sațietate, de care noi ne cam batem joc așa, de obicei, pentru că nu le luăm în seamă, nu le respectăm. Care apare mult mai târziu față de plinul nostru normal. Da, și dacă noi nu practicăm mâncatul conștient, adică să fii atent în permanență la ceea ce simți. Dacă tu te uiți la telefon și înfuleci, nu o să îți dai seama că de fapt ești sătul. O să mănânci până când termin tot ce... apare și senzația de ronțăială, vrei să mai ronțăi. Da, iarăși ciuguritul este iarăși o altă greșeală de care trebuie să te dezveți pentru a da jos câteva kilograme. Apoi trebuie să ții cont că urmează, suntem deja într-o perioadă în care afară e foarte cald și va fi din ce în ce mai cald, cu siguranță vom ajunge la caniculă. Trebuie să optezi pentru alimente de sezon, alimente, fructe și legume bogate în apă, care să-ți asigure o hidratare corectă și constantă a organismului, să renunțăm, mai ales în perioada asta care vine, la grăsimile animale, la grăsimile saturate, care oricum nu fac bine în exces, să ne concentrăm mai mult pe grăsimi bune, pe grăsimi din pește, omega-3, și multe fibre, ca să avem o digestie corectă și care să ne asigure senzația de sațietate cu mai puține calorii. Carmen, îți mulțumim! Mă simt ca la emisiunea ta, știi? Eu mai aveam foarte multe întrebări. Apropo de asta, de numerarea asta. Un alt lucru foarte important pe care voiam să vi-l spun este că sfaturi de genul ăsta, inclusiv despre slăbit și despre capcanele slăbitului, mituri despre slăbit, discutăm sâmbătă la Medicul de la ora 12. Vă așteptăm pe toți, iar duminică la Hello Chef, începând cu ora 14, avem rețete delicioase și sănătoase. Și fără sare. Știm foarte bine că sarea este inamicul tău, Blenche o adoră. Da, nu e chiar inamicul meu, să zicem că am cu Blenche o controversă, dar dacă vreți să aflați mai multe despre asta, ne urmăriți duminică la Hello Chef. Mulțumim foarte mult! Eu vă mulțumesc tare mult!